Eu mă bucur că te văd. Și eu mă bucur, dar nu ți-i prevăd de burtă. Știi cum e vorba din popor, mă? După o vârstă, bărbatul fără burtă îi ori beteag, ori sărac. Sau mai era aia cu bărbatul fără burtă e ca mașina fără sigla. Nu, la mine e altceva. La mine e pe bază de glandă. Pe stres. Eu mănânc, mă stresez și mănânc, așa. Ce stres ai avut de Revelion că ai băgat trici pe sarmale? De Revelion nu m-am ciugulit, mă, du-te să te calce. Nu m-ai ciugulit și ai băgat trici ciorbe. Eu și când respir mă îngraș, mă. Așa mi-e felul. Trage aer în piept ca să mai boxez trei șaurme cu dietăte. Pardon, nu cu dietăte. Iau cărniță, cartofiorul și fără sos. Sosul separat. Da, tu ești în formă? Da, mă, fac sală, fac mișcare. Hai și tu. Nu te dai parte, că tu te duci dimineața. Dimineața e momentul, că corpul e așa. Dimineața e momentul să mănânci micul dejun. Cea mai importantă masă a zilei. Nu poți sări peste mic dejun. Tu nu poți să sari nici peste o bordură. Du-te în parc, la alergat, la mișcare. Am fost. Și? Am fost și am obosit, am stat un pic și doi copii își legau hamacul de mine. Atunci încearcă să nu mai mănânci pâine. Nu, fără pită mâncarea n-are gust. Nici franzela n-are gust fără pită. Așa cum mănânci? O zis vecinul să-i duc doi covrici în urcă. Păi și-a cumpărat el. Du-te la un nutriționist. Am fost. Și? O zis să mă duc să mănânc germeni, verdețuri. A, pe, nu știu ce să zic, Nicu, că tu ai cam pierdut lupta cu cântarul. Când văd cântarul, parcă o văd pe soacră mea. Ce să fac dacă gătește bine? Ți-ai găsit și tu pe cine să dai vina? Soacra mea gătește bine și cu sos. Și dacă nu mâncă din farfurie, zice că mă dă afară din casă. N-au zis tu, ce să mă fac? Eu ți-aș zice, dar nu-ți place. Nu viu la alergat. La alergat nu mă duc. Îmi sar burțile pe acolo să râde lumea de mine. Nu. Bă, eu mi-am luat un curs de un stil de viață sănătos. Tu te și dai pace. Ăla e greu de citit, dar păi să pui în practică ce scrie el și să slăbești. Nu, mă, nu e curs ăla de citit. E curs video, îl pui seara în loc să te uiți la Antena 3 unde te uiți tu și știi ce zice omul, cum să schimbi stilul de viață și să ai un stil de viață mai sănătos. Ca la telenovele. Da, nu știi sănătos acolo, da. De unde faci rost de cursul ăsta? Bă, îl mai știi pe Petru Bozeșan? Da, cum să nu știu pe Petru, că soția e moartă după el, are un stil de a te face să slăbești, să fii în formă, A, păi treaba e oblă. Îi zici la nevastă ta de curs, o convingi, îți luați împreună și seara în loc să faceți, mă rog, nu știu ce mai... Așa, dai play la curs. Hai că e o șaurmerie după colț. N-auzi că vorbim de un stil de viață, să schimbi stilul de viață. M-am stresat acum că mi-ai băgat ideea asta în cap. Boxez două șaurme și după aia zic la normal, comandăm cursul, cumpărăm, hai, cau și cu vitel. Fără sos. Fără sos, că sosul e la pachet, nu?